Bună ziua, stimații telespectatori! Bun găsit la o nouă emisiune sub genericul Cu ochii pe tine. Astăzi avem dumneavoastră, aveți fericită ocazie să auziți, să-l vedeți pe primarul, primul edil al localității Drăgășani. O localitate încărcată de istorie și legendă. A doua localitate ca mărime din județul Vâlcea. Este vorba, stimații telespectatori, de municipiul Drăgășani. Ne găsim în biroul harnicului primar Cristian Nedelcu. Domnule primar, bine v-am reîntâlnit, bine v-am regăsit și mă bucur că sunteți tot așa sănătos, volubil și bine dispus pentru a acorda telespectatorilor vâlceni un interviu constructiv, ca să-i punem pe toți vâlcenii în temă cu frumoasele realizări pe care le-ați obținut de-a lungul anilor aici în municipiul Drăgășani, capitala vinului din Oltenia. Bine v-am găsit! Dați-mi voie să vă spun și eu bine ați venit la Drăgășani. Mă bucur că sunteți aici și să ne spunem ce avem de spus. Da, vă mulțumesc foarte mult. Să știți că este foarte greu, stimații telespectatori, pentru a invita pe domnul primar în platoul televiziunii Etalon, pentru că este distanță, domnia sa are foarte multe probleme de rezolvat și atunci, împreună cu colegul meu cameraman Dan Vlaicu, ne-am urcat în mașină și în această frumoasă dimineață de sfârșit de iulie suntem în cabinetul domnului primar, care ne-a primit foarte, foarte bine, foarte frumos și vom ataca câteva probleme extrem de importante privind amenajerile, realizările, ce are domnia sa de gând să facă împreună cu consilierii locali, cu ceilalți angajați ai primăriei și nu numai. Pentru că, iată, municipiul Drăgășani, așa cum spuneam la început, o localitate încărcată de istorie și legendă, sunt foarte multe lucruri de realizat, au fost realizate extraordinar de multe lucruri și noi suntem pe măsură să vă prezentăm o serie întreagă de aspecte, de lucruri extrem de interesante, benefice pentru toată lumea, pentru toți locuitorii din municipiul Drăgășani. Domnul profesor, decât o singură observație. Poftiți. După primul mandat, într-adevăr, veneam la emisiune, veneam... Acum rugămintea a fost să veniți aici. De ce? Ca să și mergeți pe teren, să și vedeți realizările, proiectele implementate. Că în emisiune ne întâlneam de la 8 la 9 sau de la 7 la 8, vorbeam... Că pe primul mandat vorbeam de proiecte, de studii, de depuneri de proiecte, proiecte care se aprobau, licitații, știți cât durează lucrurile acestea. Adică este. Sunt proiecte acum care le implementăm, dar ele au fost depuse prin 2016 sau 2017. Avem proiecte care s-au aprobat acum și clar vor fi implementate în 2021-2022, pe mandatul următor. Acesta este motivul pe care pentru care v-am rugat să veniți la Drăgășani, ca să și vedeți o parte din realizările, nu numai ale mele, ale primăriei, ale Consiliului Local, ale tuturor, că în definitiv sunt realizările drăgășenilor. Așa este, aveți perfectă dreptate și n-am făcut pasul înapoi, am venit cu cea mai mare plăcere împreună cu colegul meu de la televiziunea Etalon să filmăm și aspecte din realizările acestei localități, care într-adevăr, stimații telespectatori, municipiul Drăgășani este a doua localitate ca mărime din județul Vâlcea, un oraș în care oamenii sunt harnici, conduși de un primar și de consilierii locali care într-adevăr vor să realizeze multe lucruri, au realizat până în prezent, iar de aici înainte trebuie neapărat să fim alături de domniile lor, pentru că merită cu prisosință să demonstrăm nu numai noi care lucrăm în media vâlceană, media națională, dar și domnul primar împreună cu consilierii și cu ceilalți angajați ai primăriei. Cum s-a spus, sănătatea, domnule primar? Bine? Sănătatea mea. Da, sănătatea dumneavoastră, ce bine, o face bine, familia? Bine, profesor. Și soția este medic de familie, face bine.
Copilul la fel. Și copilul care a plecat, da. Da, peste, are 32 de ani. Deci, da. E bine. Căsătorit, familie, deja... Na. Da. Stimații telespectatori, să știți că domnul primar încă de la primele ore ale dimineții m-a primit foarte bine împreună cu colegul meu, foarte amabil, foarte drăguț și am atacat o serie întreagă de probleme. Am punctat evenimentele importante, manifestările, realizările și pe parcursul acestui dialog constructiv o să vorbesc cu domnul primar, să vedem ce s-a realizat până acum. Iată, al treilea mandat, este un om cu realizări deosebite, cu o istorie deosebită și merită cu prisosință ca să demonstreze și celorlalți primari și celorlalți locuitori, nu numai din Drăgășani, dar și din județul Vâlcea, despre aceste realizări a unui bun, foarte bun gospodar. Cum stăm cu realizările de până acum, domnule primar? Pentru că sunt multe lucruri de spus, să împărtășiți din realizările dumneavoastră împreună cu consilierii locali, cu harnicii locuitori acestui oraș, al acestei localități, să împărtășiți și telespectatorilor noștri. Domn profesor, încă de la primul mandat am pus accent pe atragerea fondurilor europene. Eu veneam dintr-o firmă privată în care lucrasem pe fonduri europene. Nu eram străin de lucrul acesta. Motiv pentru numai că s-a lucrat la un alt nivel. Ce vedeți centrul orașului, ca să nu intru, să fim așa conciși, centrul orașului este realizat pe două proiecte europene în valoare de vreo 5 milioane de euro, adică trotuare, străzi, piatră cubică, iluminat modern, cabluri subterane. Practic, zona centrală e realizată pe fonduri europene. Nu erau bani, nu puteam să facem treaba asta. Reamintesc că în 2008 am găsit o primărie cu datorii de 55 de miliarde, deci un credit, care nu e ușor, e ca într-o casă, știți cum e, ție o altă nevastă sau te recăstorești, dar îți place de ea, dar o iei cu datorii și muncești, că trebuie să le achizi. Ne-a trebuit, abia în 2017, după aproape 9 ani, am achitat tot creditul, ca să nu mai plătim dobânzi la bancă. O realizare extraordinară. S-a achitat în 2017. Știți cum e, vedeți că și la, pe media, dacă n-ați fi cheltuit banii ăștia pe nu știu ce, ați fi făcut 7 spitale. Ei, dacă nu era creditul ăla, probabil că și noi făceam mai multe lucruri pentru drăgășenie. Ok. Acum, la spital avem două proiecte europene. Unul este în implementare. Și o să vă rog să mergeți să vedeți secția de psihiatrie, unde se lucrează și aproape jumătate este modernizată. Nici o problemă, nu voi opoli acest obiectiv. Inclusiv spitalul se va reabilita complet. Asta înseamnă de la acoperiș până la cabinetele, ziceți, saloanele, absolut tot. Dotările. Exact. Plus, al doilea proiect, ambulatoriu, dezvoltarea ambulatoriului municipiului Drăgășani. Se va face o aripă nouă în fața spitalului, va fi o altă aripă pentru ambulatoriu. Deci, construcție. Deci, aproape 5 milioane de euro pe cele două proiecte în sănătate, la Drăgășani. Vedeți că se pune problema că și spitalele obțin acreditări. Dacă acreditarea a fost obținută pe 5 ani, dacă nu faci nimic, e foarte posibil ca data viitoare să nu mai obții acreditarea, să ajungi ca la Vâlcei sau să ajungi să nu mai poți, da. anumite secții să nu mai poată să-și desfășoare activitatea. În învățământ. În învățământ am avut două proiecte și o să vă rog la școlile respective să vedeți la liceul Jim Mihaescu, proiect european implementat, și la școala Tudor Vladimirescu. În acest moment avem proiect aprobat și suntem în faza de licitație la grupul școlar IC Brătian. Un proiect de aproape 2 milioane de euro. Se reabilitează clădirea Corpul, clădirea veche, care are peste 100 de ani, și cantina cu corpul
săl de clase cu ce, cu ce este acolo. Restul, două licee puternice, restul, și GIP și Brătian. O să vedeți că la grupul școlar am reabilitat și cu banii din bugetul local, căminul. O să vedeți săl de clasă, o să vedeți sala de sport reabilitată, modern, cu încălzire prin partea seară. Apoi, tot acolo o să vedeți o bază sportivă, trei terenuri de sport, trei terenuri sintetice, unde pot să-și facă vara sau, mă rog, când nu e zăpadă, pot să facă orele de educație fizică și elevii de la grupul școlar Rece Brătian. Am făcut tot acolo, în zona Batca, am făcut un patinoar pentru iarnă, să folosească nu numai drăgășenii, și cei care sunt în comunele limitrofe. Am făcut un skate park pentru copii care să meargă să practice acest sport. Am pus diferite dispozitive pentru gimnastică, de găsiți prin parc. Un bazin de not, când am venit în primul mandat, strandul cu cele două bazine nu mai erau funcționale și unul din ele, un bazin, l-am reabilitat și este, funcționează, iar pe al doilea bazin avem proiect de bazin de not, deci un strand acoperit, care în acest mandat va fi... Apa de unde vă vine, domnul primar? Apa este apă... suficientă. Da, apa, da, din rețea pe care am o înțeles. Folosim. Deci... Apoi a rămas școala Nicolae Bălcescu, a patra, pentru că sunt patru unități de învățământ, două licee și două școli gimnaziale. Școala Nicolae Bălcescu, avem proiect european care este în faza de evaluare, la fel în jur de 2 milioane jumătate de euro, unde se va reabilita școala, dar acolo veți găsi o grădiniță nouă în curtea școlii, care este aproape finalizată, veți găsi un teren de sport sintetic, unde fac orele de educație fizică, făcute pe banii bugetului local. O să găsiți sala de sport reabilitată atât interior cât și exterior și o să vedeți toate stările de sport au fost reabilitate modern. Și cu dotările respective. Exact. Da. Deci o să mergeți și o să vedeți la fața locului. Deci am acordat atenție unităților de învățământ. Mie mi-a plăcut cartea, școala, am învățat, motiv pentru care am sprijinit cu ce putem noi. Adică să aibă bază materială și să aibă toate condițiile. Pentru că vin elevi, sunt în jur de 4500 de elevi la cele patru unități de învățământ, vin elevi din comunele limitrofe, vin din județul Olt, că suntem la limita județului Olt. Adevărat, comunele, este greu ca o comună să țină pasul cu localitate, cu un oraș. Acestea sunt regulile învățământului românesc, ne-am adaptat la ele. Dacă am putut să atragem elevii, că în felul acesta și profesorii au elevi și au clase și pot să-și desfășoare activitatea. În același timp, fac și performanță, obțin și rezultate. Copiii care urmează liceul Gim Mihăiescu, aproape toți care termină clasa 12-a se înscriu la facultate, își reușesc la facultăți și urmează să-și obțină diplomă de, mă rog, medic, inginer. Da, da, da. Sau cei din de la grupul școlar Brătian, o parte din ei, la fel, urmează, dau la facultate și... Deci, a face școală la Drăgășani, ai toate șansele, dacă îți dai silința, să reușești în viață. Să-ți obții o diplomă prin care să te întreții, să reușești. Stimate domnule primar, în afară de dotările pentru sala de sport, pentru baza sportivă, unde într-adevăr sunt realizări deosebite, cum stau școlile, dumneavoastră, cele patru școli, cu dotările cabinetelor și laboratoarelor de informatică, de chimie, de fizică? Proiectele care le-am avut cu școlile au avut toate laboratoare de informatică. O să vedeți, găsiți la liceul tehnologic, la liceul Brătian, la liceul Gim Mihăiescu, o să găsiți table interactive și la Tudor Vladimirescu, table interactive conectate la un laptop,
și asta nu de acum, de 6 ani, de 7 ani, după al doilea mandat, când au fost implementate proiectele. Deci, cum vedem în media. Deci, lucrurile, da. În definitiv, la Gimnezeu avem, la clasa de informatică, sunt elevii dotați, sunt elevii care devin premianți, obțin rezultate foarte bune. La olimpiadă, la concursuri, exact. Da. Deci, da, o să găsiți. Da. Baza materială este în regulă și am sprijinit și cu așa ceva. Da. Domnule primar, spuneți-mi, cum stăm cu activitatea cultural, științifică, artistică la Casa de Cultură a acestui municipiu, pentru că s-au obținut de-a lungul anilor rezultate bune și foarte bune și toată lumea este încântată. Ce auzim și noi la redacție, dar ce am auzit și am scris în ziarul meu, ziarul de Vâlcea, lucruri extrem de interesante. Domn profesor, când am venit în 2008, am avut termen 29 de zile să eliberez fosta Casă de Cultură, care fusese retrocedată. Atât am avut. Deci când am venit aici, primul lucru, deci m-au lăsat prima zi, a doua zi, că de-aia avuseseră 30 de zile. Dar eu, când am numărat, până pe data de nu știu cât iulie, trebuia eliberată. Acolo s-a construit magazinul Profi și așa mai departe. Noi a trebuit să începem procedura de să găsim o locație, teren și așa mai departe, ca să construim o casă de cultură. Casa de cultură este, am construit-o jos la stadion, este finalizată în proporție de 85%. Dacă nu intervenea evenimentul de la colectiv, probabil că ar fi fost terminată. Lucrurile s-au schimbat, motiv pentru care mai trebuie aprobări și mai trebuie, mă rog, document, hârtii, dacă mă înțelegeți. Și se va finaliza, o vom finaliza probabil anul viitor, ca să fie totul legal. În schimb, activitatea culturală se face, deci avem clubul copiilor, unde instructorii respectivi obțin performanțe pe probleme pe linie culturală. Vara, de obicei, este festivalul BATCA, pe care îl organizează clubul copiilor și sunt invitați din 7-8 județe, din toată zona. Anul acesta nu s-a desfășurat, fiind condițiile introduse de pandemie, însă este o plăcere să vezi spectacole organizate de clubul copiilor. La fel, domnul Diaconeasa cu ansamblul lui folcloric. Deci, sunt... ne mândrim de multe ori. Sunt realizări notabile. Exact. Deci sunt copii dotați, instructori și profesori care sunt dedicați și care muncesc în liniște și în tăcere cu copiii noștri, copiii din municipiu. Iată, stimații telespectatori, și din punct de vedere cultural, educativ, artistic, sunt niște realizări notabile și aceste lucruri trebuie scoase în evidență, pentru că atât primarul, cât și consilierii locali, dar și directorii unităților, împreună cu membrii cancelarilor, unde lucrează, consilierii respectivi, sunt harnici și se pricep pentru realizarea acestor obiective. Cum stăm din punct de vedere al infrastructurii, aducțiunea de apă, dacă sunt gaze naturale? Eu știu, aveți o anexă sau o arteră de circulație care să ocolească centrul, să nu fie înghesuială. Cam, din acest punct de vedere, cu ce informați telespectatorii noștri? Domn profesor, să începem cu canalizarea. Știți, la nivel de județ este înființată ADI APA. Noi suntem membru, municipiul Drăgășani este membru în ADI APA. ADI APA a accesat un proiect european în jur de 100 de milioane de euro. Componenta pentru Drăgășani a fost 19 milioane de euro. Noi am asigurat cofinanțarea și implementarea. Deci 19 milioane de euro am venit în Drăgășani, mandatul trecut, din 2014 până în 2018, cam așa lucrările au durat.
pe 19,3 km s-a 19,3 km s-a făcut extensie de rețea de canalizare, adică străzi unde nu era canalizare, prin Zlătărei, în orașul Drăgășean, deci aproape toate străzile, numai ceea ce n-a fost prins, de exemplu, pentru că studiul de fezabilitate a fost făcut înainte de 2008, a durat. Oamenii și-au mai construit case, și-au mai construit câte 3-4 case și atunci poate că au mai rămas câte 200 de metri, 100 de metri, dar orașul Drăgășean are în totalitate rețea de apă, rețea de canalizare. Acolo unde nu sunt, pe fonduri ale APAVIL-ului se vor face extensiile respective. Deci 19,3 km pentru canalizare, iar extinderea rețelei de apă a sumat undeva la 6,5 km, pentru că orașul avea în general apă, 80%. Și în felul acesta s-a rezolvat problema cu apa și cu canalizarea. Apoi, deci există canalizare, gândiți-vă, dacă mergem în Zlătărei și legătura între Zlătărei și Zărneni, unde se și asfaltează, este canalizare. Legătura între Zlătărei și Valea Caselor, de 2 km, este canalizare, da? Deci acolo terenul respectiv capătă o altă valoare și este zonă liniștită, o zonă frumoasă. Ați întrebat de gaze. Gaze sunt în Drăgășean, gazele au fost introduse înainte de 1989 și eu am acasă la părinții mei, adică m-am născut cu lemne și cu foc, dar pe vremea studenției, când s-a introdus partea asta de gaze, și ei mei au trecut la sobe cu gaze. Deci există gaze. Avem așa acest confort. Nu peste tot, dar există. M-ați întrebat de șosea ocolitoare. Centura ocolitoare a municipiului Drăgășean a fost un proiect din primul mandat la care n-a fost simplu. Are 5,9 km, deci aproape 6 km. Practic este o jumătate de centură, că practic ocolește Drăgășeanu prin zona de deal, dar panorama pe care o oferă este deosebită, se trece printre vii, exact ca prin când mergi pe la mare și treci pe la Cernavodă, să ai vie în stânga, în dreapta. Deci eu n-am mai găsit așa, poate decât prin Moldova. Există porțiune când mergi pe centură și ai vie în stânga, vie în dreapta și voltul îl vezi depinde de ce parte vii. Centura practic a fost terminată în 2013, este undeva în 2020, și totul este în regulă. Sigur că mai este nevoie de centura de est. Avem proiectul depus pe fonduri guvernamentale. Sperăm, încă nu este aprobat. Și eu aștept, așa cum am așteptat o guvernare care să se uite către noi, de multe ori zici că poate o guvernare care e în opoziție cu tine, poate că are ochii pentru tine. O vom vedea, dar sper că pe mandatul viitor vom face și centura, vom realiza și centura de est, care merge undeva paralel, intră pe la Voicești, merge paralel cu Oltul și iese pe strada hidrocentralei. Oricum am făcut o semaforizare inteligentă pe Tudor Vladimirescu, am încercat și cu niște sensuri giratorii, noi care să dea o altă față orașului, să descongestionăm un pic. Cât de cât, informațiile sunt că circulația este în regulă. Pentru că pe Tudor Vladimirescu, la fel, datele ne spuneau că 80% din mașinile care tranzitează orașul trec pe acest bulevard Tudor Vladimirescu. Deocamdată eu, la orice oră, trec, rar găsești, să zicem, cozi, să nu poți, sau ambuteiaje, sau asta. În principiu, cam asta. Drumurile, să știți că au fost asfaltate, șoselele, în primul și al doilea mandat. Mai avem acum pe PNDL, v-am spus, Valea Caselor Zlătărei și Zlătărei Zărneni, care deja acesta s-a asfaltat, iar acesta Zlătărei Valea Caselor se lucrează. Probabil că într-o lună de zile va fi asfaltat și acesta. Mai avem un proiect pe PNDL depus, încă n-a trecut, dar aștept faza PNDL 3, drumurile din Zlătărei.
care, dacă nu se vor, dacă proiectul, să presupunem că nu va fi aprobat, eu știu, nu sunt fonduri, guvernul nu are bani să finanțeze, mandatul anul viitor începem noi lucrările pe buget local. Da. Aceasta este promisiune pentru mandatul următor. Tot Zlătăreiul va fi, pentru că în Zlătărei drumurile au fost asfaltate undeva înainte de 2008. S-a mai stricat, mă rog, necesită un asfalt nou pe care îl vor avea. Am, în tot orașul am introdus iluminat modern, iluminat pe LED. Asta vreau să vă întreb acum, da. Iluminat care, să știți că se, este gestionat la sfert de oră, adică se aprinde, de exemplu, dimineața, să presupunem acum, la 5:30, adică atunci când începe să se facă lumină, și seara, dacă la 9:30 trebuie să se stingă, atunci se stingă. Diferența va fi de un sfert de oră, nu de ore, cum era odată. Da. Asta înseamnă și economie de, și economie de, de bani, de energie, și faptul că să nu vezi luminile aprinse când e lumină, când vezi să se aprindă la ora 8 și se stingă, de fapt, e întuneric la 9. Deci să nu fie, să fie o corespondență între ele. Da. Ele trebuie să se aprindă când trebuie să se aprindă, să se stingă când trebuie să se stingă. Nu este simplu. Pare, dar nu este simplu. Am reținut, da. La noi lucrurile astea sunt realizate cam de 2 ani. Deci intervalul este de sfert de oră. Sigur, se poate ajunge la minut. Adică să stea cineva cu unul și decât să apese pe un buton, acum trebuie stinse. Dar la sfert de oră este ok și este totul automat. Două probleme vreau să vă întreb, stimate domnule primar. Înainte de asta aș vrea să scot în evidență aceste realizări pe care ni le-a spus în fața camerei de luat vederii domnul primar Nedelcu. Domnule primar, cum stăm cu anvelopare a blocurilor, și ca să nu vă mai pun o întrebare suplimentară, și cu mijloacele de transport? Deci, până acum a fost linie de finanțare pe fonduri europene pentru anveloparea blocurilor, dar pentru municipiile reședințe de județ. Adică eu, ca drăgășean, n-am putut să accesez așa ceva. Va fi posibil acum și vom ataca proiect pentru anveloparea blocurilor. Iar pentru transportul de care spuneți, există linie de finanțare și pentru așa ceva, cu transport electric. Deci vom accesa un proiect de 5 milioane de euro, se lucrează la el, pentru autobuze electrice și linie atât pentru cetățenii care vor să străbată orașul de la nord la sud, de la est la vest, cât și linie turistică care va merge pe deal, pentru zona turistică, să se treacă pe la Crame, să viziteze orașul. Da, da. Dar, repet, cu autovehicule electrice. Am înțeles. Domnule primar, acestea sunt lucruri pentru mandatul următor. Da, da, exact, și vă doresc mult succes. Spuneți-mi, vă rog... Contează, noi facem oferta, știți cum e. Da. O lăsăm scrisă. Da. Cum stați cu activitatea sportivă? Pentru că drăgășanii întotdeauna au obținut rezultate deosebite la anumite discipline sportive. De aici au plecat o serie întreagă de mari, de elevi, absolvenți ai de liceu, de facultate, și au ajuns mari sportivi. Au împletit în mod armonios pregătirea școlară, pregătirea profesională cu pregătirea sportivă. Din acest punct de vedere, cum stați? Foarte pe scurt. Domnul profesor, sunt două cluburi sportive, da, lângă cele două licee, liceul Jim Mihaescu și grupul școlar Ice Prătianu, care au secții handbal, volei, sport, da, 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 fotbal și așa mai departe. Da. Și care fac copii ok. Pe partea cealaltă avem baza sportivă la stadion, baza care ține de primărie și care o punem la dispoziția elevilor, copiilor, pentru că vin și se antrenează. În fiecare după amiază sunt acolo poate peste 100 de copii care fac antrenament, care joacă fotbal, care joacă handbal.
Echipă de fotbal nu avem, pentru că nu am primăria. Știți bine ce probleme au fost cu echipa de fotbal pe care le-au ținut primăriile, că primarii, că baronii și așa mai departe. Unii au făcut pușcărie și așa mai departe. Nu e legal ca o primărie să țină o echipă de fotbal. Deci baza sportivă noi o punem la dispoziție gratis. Așa cum o punem pentru toți cetățenii care vor să facă sport, vor să facă mișcare. A ține o echipă de fotbal, a plăti jucători, primăria nu poate și eu mi-am asumat asta. Dacă cineva promite că va plăti jucătorii și asta, e ok. Este o minciună sau nu cunoaște. Echipa de fotbal trebuie să ai, ca să o ții, trebuie să existe și investitori, trebuie să existe și oameni iubitori de fotbal și va trebui să și investești ceva, nu? Nu numai dorința să mă duc la meci, să văd și cineva să se ocupe. Primăria nu poate să plătească jucătorii. Deci clar. Iar eu nu fac decât ceea ce scrie la lege. Nu. Alte... Deci acesta este motivul pentru care nu este echipă de fotbal. Am înțeles. Stimații telespectatori, împreună cu colegul meu cameraman... Sau cu alte cuvinte. Dacă găsim fotbaliști ca să se transfer problema, dacă există jucători care vor un an de zile să facă voluntariat, să facă performanță, că sunt copii care la cluburile sportive fac performanță fără să fie plătiți, fără nimic și ajungă. Da. Deci dacă există tineri care vor să facă, să joace deci fotbal. Deci dumneavoastră îi ajutați. Deci, da, fără salariu, deci fără ceea ce... asta da. Am spus. Stimații telespectatori, am să-l rog pe domnul primar să transmită un mesaj telespectatorilor noștri, tuturor locuitorilor din Drăgășani, tuturor telespectatorilor din județul Vâlcea prin intermediul televiziunii noastre, pentru că este unul dintre edilii gospodari acestui județ și merită cu prisosință întreaga noastră gratitudine, întreaga noastră apreciere. V-aș ruga, stimate domnule primar, în încheiere, să punctați câteva elemente legate de aceste realizări, de perspective și care este colaborarea dumneavoastră cu organele de decizie din acest județ. Domnul profesor, pe mandatul 2020-2024 voi fi același om corect, cinstit, care are ușa deschisă pentru orice cetățean. I-am ascultat problemele. Dacă am putut să ajut, am ajutat. Dacă am putut să dau un sfat bun, l-am dat. Ce vreau să spun? Proiecte avem. Am fost elev conștiincios toată viața și, în esență, nu știu decât să-mi facă treaba programat zi de zi. Nu sunt bun la altceva. Deci asta știu să fac și garantez că voi face în continuare, cât timp sunt sănătos. Am dorit, de când am venit la primărie, să schimbăm. Și prin ceea ce v-am spus că s-a făcut și vă rog să mergeți să filmați, am vrut să facem în oraș ca tinerii, cei care se duc și se pregătesc, învață, cum am fost și eu, să poată să se întoarcă în Drăgășani, să-și crească copiii, să se plimbe, să poată să îmbătrânească frumos, să se plimbe prin parc, să stea pe o bancă, să le placă, să-și trăiască viața frumos, fără dușmănie, fără ură, să-și simți că trăiești viața. Atât și nimic mai mult. Și eu m-am născut aici, repet, îmi trăiesc viața aici. Voi mai fi sau nu voi mai fi primar, dar tot ceea ce spun că doresc pentru toți, asta îmi doresc și eu. Să mă plimb după aceea liniștit pe străzile orașului, să merg în parc, să merg la Batca, să merg să văd o piesă, eu știu, de teatru și așa mai departe. Deci, mesajul meu este
că nu voi deranja pe nimeni, așa cum n-am deranjat 12 ani și voi fi aici la primărie, aici mă vor găsi, vom rezolva împreună problemele, iar proiectele mari, garantat, le vom face și Drăgășanu va arăta și mai bine în 2024. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, stimații telespectatori, ați avut minunatul prilej, minunată ocazie să-l vedeți, dar mai ales să-l auziți la al treilea mandat pe primarul Cristian Nedelcu, primarul municipiului Drăgășani, a doua mare localitate din județul Vâlcea, iată, peste 20.000 de locuitori. În numele televiziunii, în numele ziarului de Vâlcea, în numele oamenilor de cultură, amatorilor de noutăți din județul Vâlcea și nu sunt puțini la număr, ați avut această ocazie să-l vedeți, dar mai ales să-l auziți pe primarul Nedelcu, care iată al treilea mandat cu realizări excelente, unde toată lumea este nu mulțumită, foarte mulțumită de realizările pe care le-a obținut. Stimații mei, încercăm acum să mergem să vizităm câteva lucruri extrem de interesante, cele două licee, Brătianu și Gim Mihăescu, să vizităm puțin spitalul, să vizităm piața și celelalte obiective care nu sunt puține la număr din municipiul Drăgășani. Repet, municipiul Drăgășani este încărcat de istorie și legendă. Să nu uitați că de-a lungul anilor municipiul Drăgășani s-au petrecut multe, multe, multe lucruri, începând cu Revoluția de la 1848 și terminând până în zilele noastre, când, iată, se construiește, se construiește, se construiește mereu. Oamenii sunt cu mistria în mână, constructorii, se învață carte. Suntem așteptați acum la cele două, de conducerile celor două unități de învățământ, Brătianu, Liceu Brătianu și Gim Mihăescu, după care vom lua câteva cadre extrem de importante, vom sta de vorbă cu locuitorii ai orașului, ai municipiului Drăgășani, dar și cu alte personalități care, iată, ori sunt în trecere prin Drăgășani și nu sunt puțini la număr, care doresc să vadă realizările, dar și să se plimbe cu multă satisfacție, cu multă plăcere prin această localitate. Mulțumesc foarte mult, domnule primar, de-abia aștept să mergem puțin prin oraș, să vedem, să luăm aspecte de la realizările pe care le-ați obținut împreună cu ceilalți angajați ai primăriei și cu celelalte mari personalități din viața cultural, științifică, artistică a municipiului Drăgășani și rămânem în relațiile dintre cele mai bune. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc, domn profesor, și vă mai aștept. Da, cu cea mai mare plăcere. Obiective peste obiective, stimații telespectatori, nici nu-mi vine să cred ce revăd după ani și ani de zile în al doilea municipiu din județul Vâlcea. Este vorba de Drăgășani, capitala viei și vinului românesc. Oltenesc, să nu mă extind și în celelalte zone, că s-ar putea să supere și alții primari. După interviul pe care l-am luat harnicului primar, domnul Nedelcu, am oprit aici la școala gimnazială Nicolae Bălcescu, care, iată, stimați telespectatori, împlinește în toamna acestui an 100 de ani de la înființare. Stăm de vorbă cu tânăra și frumoasa directoare, harnică, pricepută, profesoară de limba și literatura română, Maria Drăguț. Să rămână, doamnă, bine v-am... Bine ați revenit. Bine, da, pare bine că ați făcut această mențiune. Ce faceți? Văd oamenii cu bidinea în mână, cu mătura, cu eu știu, cu utilaje, sunt într-o continuă alertă. Înseamnă că vă înnoiți în fiecare zi, aduceți ceva nou pentru dezvoltarea sistemului de educație, de instruire în această școală. Ce ne puteți spune pe scurt câteva date?
Anul acesta, prin grija domnului primar, am început reabilitarea sălii de sport. Am construit un nou teren sintetic și, bineînțeles, dumnealui primăria Drăgășan, fiind parteneră în educație alături de Ministerul Educației, construim și o grădiniță. Deci aici este grădinița, aici e terenul de sport, iar dincolo este sala de sport. Sala de sport în care s-au făcut foarte, foarte multe modificări. Avem încălzire prin pardoseală. Pardoseala este din rășină epoxidică. Totuși, pentru sănătatea copiilor noștri, pentru a se evita, să spunem așa, accidentările, pentru infecțiile respiratorii, erau condiții neprielnice înainte. Da. Și acum noi zicem că mergem bine. Iar oamenii muncesc, bineînțeles, că mai avem puțin și începem școala și trebuie să asigurăm toate condițiile. Doamna directoare, iată, filmăm în această sală de sport, care este înființată în urmă cu 40 de ani, când s-a pus bazele și acestei școli. Ce ne puteți spune, foarte pe scurt, despre realizări și despre performanțele acestei săli de sport, cu profesorii, cu elevi și așa mai departe? Sala aceasta de sport, într-adevăr, acum 40 de ani a fost construită odată cu noul local al școlii, pentru că în 1920 a fost în altă parte situată școala Nicolae Bălcescu. Putem spune că rezultatele elevilor noștri la concursurile sportive, la concursurile de handbal, ne-au determinat oarecum să reabilităm această sală de sport, noi având și două clase cu profil sportiv, profil handbal. Erau condiții neprielnice, parchetul era vechi, vopseaua de pe el se dusese și crea foarte multe probleme, să zicem, respiratorii copiilor noștri. Nu se puteau desfășura orele în condiții normale. Și atunci am venit cu acest proiect de reabilitare a sălii de sport prin eliminarea caloriferelor din fontă, care erau un pericol real pentru lovire, pentru accidentare, și am făcut încălzirea prin pardoseală. De asemenea, în locul parchetului s-a pus această podea din rășină epoxidică, care este la un anumit nivel de calitate pentru a atenua loviturile, căzăturile. Am încercat cât se poate mai bine să le asigurăm aceste condiții copilor, adică condiții normale. De asemenea, și aerisirea, ventilația, nu aveam înainte și s-a făcut tot acum, în acest an. Stimată doamnă directoare, ați făcut o prezentare mai mult decât necesară. Vă mulțumim foarte mult. Iată, stimați telespectatori, o sală excelentă. Colegul meu, Dănuț, a luat câteva cadre, curățenie, iar omul de servici care deservește această sală l-a găsit cu mătura, cu cârpa de praf și pregătește sala, deși mai este până începerea noului an școlar, dar vrea să prezinte sala în condiții foarte, foarte bune. Vă felicităm, stimată doamnă directoare. Spuneți-ne, vă rog, cum stați cu dotările cabinetelor de chimie, de fizică, de istorie, dacă aveți ceva de informatică, dacă aveți ceva. Aici nu stăm prea bine, însă avem un proiect realizat de Primăria Municipiului Drăgășani. Momentan este în faza de evaluare tehnică a acestui proiect, prin care noi reabilităm toate sălile de clasă, cabinetele, laboratoarele și le vom dota după norme. Primarul mi-a vorbit foarte frumos de școala dumneavoastră, de dumneavoastră, de cadre didactice, dar de această realizare școlară extraordinară. Un alt popas, un alt obiectiv. Este vorba de cantina acestei școli. Curățenie exemplară. Iată, suntem însoțiți de doamna directoare. Ce ne puteți să ne spuneți, doamna directoare, despre această sală de mese, de bucătărie, cât servez masa, așa, și alte lucruri legate de administrarea acestei structuri organizatorice? Ținând cont că în școala noastră funcționează două sisteme de învățământ, unul tradițional și unul alternativ, step by step, elevii din alternativa step by step servesc masa zilnic aici, în această sală de mese, și mâncarea se gătește în cantină, nu este adusă printr-o anumită firmă. Câți abonați aveți? În fiecare zi, aproximativ 200 de elevi servesc masa aici. Elevii din ciclul primar, dar sunt și câțiva elevi care își păstrează, chiar dacă de la clasa 4, din clasa 5 nu mai au, nu
funcționează în alternativa step by step, ei servesc masa în continuare. Și servesc masa și cadrele didactice. Bineînțeles și cadrele didactice. Alți abonați nu aveți. Nu. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Alt obiectiv, stimați telespectatori, pentru că surprize peste surprize și această harnică și frumoasă directoare a fost ghidul nostru și rămâne în continuare ghidul nostru pentru următoarele obiective de la această minunată școală. Un alt obiectiv, stimați telespectatori, extrem de frumos, extraordinar de frumos, bine dotat și o curățenie exemplară ca peste tot pe unde am filmat. Este vorba de spațioasa sală de festivități, care capacitatea la 200 de locuri, suntem din nou însoțiți de doamna directoare. Ce ne puteți spune despre acest obiectiv? Sala de festivități a fost construită mai târziu, în 1990, odată cu vestiarele sălii de sport. Deci 30 de ani vechime, da. Da. Și pe parcurs a suferit modificări, îmbunătățiri, aparatura este modernă pentru a asigura spectacole frumoase, sărbări școlare minunate, spunem noi. Și de asemenea mobilierul a fost schimbat. Da. Primăria vă ajută, nu? Da, bineînțeles. Inspectoratul școlar? De asemenea. Nu putem face singur. Mai sunt instituții care vă dau o mână de ajutor de aici, din localitate? Sunt părinți care ne sprijină, lucrează la diferite instituții și ne sprijină. Întotdeauna au considerat că trebuie să fie aproape de școală și această echipă, școală, familie, comunitate, primărie, eu zic că funcționează foarte bine. Câte cadre didactice deservesc această școală, doamnă? 72. Și elevii regimentați? Noi avem 4 structuri cu totul și sunt 1026 de elevi. Următorul popa, stimați telespectatori, la renumita unitate de învățământ liceal, iată Gim Mihăescu din municipiul Drăgășani. Am văzut oamenii cu mătura în mână, cu, cu diferite unelte pentru pregătirea anului școlar. Omul harnic, omul gospodar, din timp își ia măsuri ca începerea anului școlar din septembrie din acest an să prezinte unitatea în condiții bune și foarte bune. Directorii sunt plecați tot în activități, se rezolve anumite activități pe linie edilitar-gospodărească, cadre didactice la fel, personalul TESA, personalul administrativ este la datorie. Stimați telespectatori, doamna Lupu Gabriela, bibliotecara șefă a acestei structuri organizatorice pe linie de învățământ, a fost amabilă și ne acordă un scurt interviu. Sărbuna, doamnă, bine v-am regăsit! Bine ați venit! Aș vrea să fac o precizare. Doamna este soția renumitului profesor Lupu, profesor de educație fizică, un bun amic de-al nostru, ne cunoaște de foarte, foarte mulți ani, mai are aproape 6-7 ani, hai să zicem 10 ani de activitate în producție, după care va ieși și domnia sa la pensie. Prin intermediul televiziunii, dar și prin intermediul soției, îi transmite multă sănătate, fericire și spor la în tot ce și-a propus pentru anul școlar 2020-2021. Bine v-am regăsit, doamna Lupu. Spuneți-ne, doamna Gabi, cum stăm cu biblioteca? Văd că aveți un sediu extraordinar. Apropo, dotarea, fondul de carte, la cât se ridică? Mă bucur că sunteți astăzi în mijlocul nostru. Biblioteca Colegiului Național Gim Mihăescu Drăgășani dispune de un fond documentar de peste 14.500 de volume, volume care satisfac cerințele de documentare și informare ale utilizatorilor noștri. Colegiul Național Gim Mihăescu Drăgășani este pregătit să înceapă noul an școlar și când spun noul an, m-aș gândi așa la o dublă semnificație, pentru că începem un nou an școlar, dar și un alt fel de an școlar.
Pandemia de coronavirus a mutat, iată, școala acasă și online, dar după cum ați putut observa, fiecare sală de curs este dotată cu calculator, lucru care face posibil desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv-educativ. Suntem puși în fața unei provocări, dar cred că sistemul, nu cred, am convingerea, sistemul educațional cu asta se și ocupă. Să facem față oricărei provocări, asta e și învățăm pe copii să fie flexibil și să se adapteze din mers oricărei schimbări. Și eu zic că putem face față datorită parteneriatului strâns între noi, unitatea școlară, autoritățile locale, inspectoratele școlare, vom face față cu bine, zic, și acestei provocări. Pentru că ar trebui să privim și partea bună, să zic, în orice lucru rău și să ne mobilizăm și să fim cât mai uniți pentru a depăși și această situație. Mulțumesc foarte mult, doamna Gabi. Spuneți-ne, vă rog, ce ne puteți spune despre numărul abonaților, frecvența elevilor, a celorlalte cadre didactice care vin și împrumută cărți de la dumneavoastră sau, mă scuzați, sau organizați aici lansări de carte, eu știu, alte acțiuni, alte manifestări de ordin cultural-literar. Sigur că înființarea acestui centru de documentare și informare, care are, deci a fost înființat în 2008. Biblioteca, biblioteca, da? Biblioteca, deci de 12 ani. Centrul de informare este înființat, da, și atunci biblioteca a devenit parte integrată și integrantă în acest centru. Zilnic se desfășoară activități cu caracter cultural-artistic, educativ, pedagogic, de comunicare, de gestionare. Acest centru este, de fapt, altceva decât, și copiii când vin, spun, este altceva decât sala de curs. Este un centru atractiv, după cum ați putut observa, avem sală destinată pentru o lectură de plăcere, unde ne aflăm acum, unde și elevii și cadrele didactice, de fapt toate categoriile de utilizatori beneficiază de aceste servicii și avem sală de lectură cu calculatoare la fel conectate la internet, unde copiii, în special cei navetiști, poposesc cu o oră, două înainte de începerea cursurilor și apelează, iată, la surse de informare secundară. La fel se desfășoară activității în cadrul orelor de dirigenție, deci, cum spuneam, este altceva decât la clasă. Da, da. Și atunci copiii se simt ca acasă, să zicem, prin înființarea acestui centru. Și automat serviciile de bibliotecă răspund foarte bine cererii. Sunt cadre didactice, vorbesc nu numai de Catedra de Limba și Literatura Română, în mod special, că practic el este laboratorul bibliotecii, da, Catedra de Limba și Literatura Română. Da. Și se derulează o serie de proiecte care îi ajută, iată, pe copii să comunice cât mai bine. Da. Doamna Gabi, spuneți-ne, vă rog, primiți sprijin din partea organelor de decizie, cum ar fi primăria, cum ar fi celelalte structuri organizatorice, din partea școlii sunt convins că primiți sprijinul necesar. Faceți și deplasări în afara granițelor municipiului sau a județului sau chiar, de ce nu, o întrebare poate mai delicată, afară în străinătate. Cum stați din acest punct de vedere? Cu ce puteți să vă lăudați în fața telespectatorilor noștri? Sigur că da. Nu putem atinge niște standarde și nu ne putem face auziți și văzuți fără sprijinul, iată, al conducerii, în primul rând, și al autorităților locale. Pentru că acest centru găzduiește și invitați și oameni deosebiți din comunitatea noastră
și în acest centru se derulează toate proiectele cu care școala noastră se poate mândri, atât pe plan local, județean, național și chiar și internațional. Am înțeles. Pentru că ne apropiem de finalul acestui scurt interviu, foarte benefic, nu numai pentru elevi, dar și pentru cadre didactice din cancelaria dumneavoastră, dar și din alte cancelarii ale școlilor, nu numai din Drăgășan, dar și din zonă și din întreg județul, care ar fi mesajul dumneavoastră și dacă mai punctați câteva lucruri care ar mai trebui rezolvate din punct de vedere cultural, literar, în biblioteca dumneavoastră, în această prestigioasă unitate de învățământ Mihaescu. Noi suntem deschiși tot timpul oricărei colaborări și mă întrebați de fondul de carte. Da, deci avem donații din partea foștilor elevi ai școlii, din partea unor agenți economici importanți din oraș, din partea profesorilor, foști profesori, chiar mă gândeam să facem niște spații destinate exclusiv biblioteca foștilor profesori, să zicem, sau lucrări ale foștilor elevi. Mesajul meu care este, repet, să fim uniți mai mult ca oricând, atât noi, cadrele didactice, cât și copiii, și să ne bucurăm, practic, că și această răscruce la care ne aflăm acum poate este un exercițiu și să facem cu toții, mână în mână, să fim cât mai uniți, să depășim această situație care să sperăm că nu va fi de lungă durată. Mulțumesc foarte mult, stimată doamna Gabriela, doamna Gabriela Lupu. Stimați telespectatori, mi-a făcut o deosebită plăcere să o revăd după atâția ani. Era tânără, era un copil. Iată, a ajuns la maturitate, a vorbit foarte, foarte frumos. A scos cuvântul rotund din gură, ceea ce ne interesează pe toți care lucrează în cultură, în literatură, în știință, în artă, în educație și în celelalte segmente ale vieții sociale. Vă rog să transmite și soțului salutări din partea noastră, din partea televiziunii Etalon, din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și o urare care sunt convins că vă va plăcea, pentru că e o urare venită din inimă și din sufletul meu ca dascăl în vârstă. Inima și sufletul dumneavoastră, cât și a celor dragi dumneavoastră, să vă fie încărcate de mireazma tuturor florilor de pe acest pământ. La mulți ani, doamna Gabi, salutări la toată lumea, salutări directorilor și tuturor întregului colectiv de cadre didactice, personal administrativ al acestei prestigioase unități de învățământ din Podgoria Drăgășanilor, din capitala vii și vinului oltenesc. Stimați telespectatori, următorul am popas în renumita școală gimnazială Tudor Vladimirescu din centrul municipiului Drăgășani. Stăm de vorbă cu doamna profesor Mariana Poroșan, director adjunct. Doamna directoare, bine v-am reîntâlnit. Ce faceți? Bine, sănătoasă, tare mare? Mulțumim că ați venit la noi în școală și ne bucurăm de prezența dumneavoastră aici. Mulțumim, suntem bine sănătoși. Deocamdată școala noastră nu are niciun fel de probleme legate de acest virus care a făcut ravagii, se pare, în toată țara. Da. Vă rog să spuneți pentru telespectatorii noștri, pentru cei care ne urmăresc la emisiune, să ne dați câteva date despre activitățile pe care le desfășurați foarte pe scurt. În primul rând, spuneți de numărul de elevi, de cadre didactice și dacă aveți ceva deosebit din punct de vedere al prezentării materiilor de specialitate pe care le spuneți telespectatorilor noștri. Școala noastră este o școală cu tradiție, o școală renumită pentru rezultatele foarte bune pe care copiii le au, nu numai la evaluările naționale pe care le susțin, ci și la olimpiadele și concursurile care până acum s-au desfășurat în cele mai bune condiții. Suntem o școală mare, o școală dotată, care are bucuria de a fi sprijinită de primăria de la Drăgășani,
în special cu sprijinul domnului primar Cristian Nedelcu, care a avut grijă ca această școală să arate așa cum arată ea astăzi. Suntem o școală cu 900, în jur de 920 de copii, cu 18 clase pentru învățământul primar, cu 27 de cadre didactice pentru clasele de gimnaziu. Avem o școală care are și o altă alternativă educațională, step by step, pe care tot cu ajutorul primăriei am reușit să o implementăm. Suntem deja în cursul pregătirii unei alte săli de clasă care să preia clasa pregătitoare de step de la anul viitor. Avem atât învățământ tradițional, cât și învățământ step by step. Școala noastră participă de fiecare dată la toate activitățile pe care care sunt la nivelul localității noastre și suntem într-o concurență cu celelalte școli din județ. Doamna directoare, mi-ați spus numărul de elevi, numărul de cadre didactice. În ce an s-a înființat această școală? Are o tradiție frumoasă, este foarte veche. Am sărbătorit în anul 2012, am sărbătorit deja centenarul acestei școli. O deci parte, 1912. Da? O parte din clădire deja este de peste 100 de ani, cealaltă parte de clădire are în jur de 40 de ani. Și ne-am bucurat că istoria acestei școli este deosebită. A fost creată pentru o fetiță numită Geta, așa a și fost numită școala aceasta, a fost școala de fete, școala Geta. Și pentru că fetița aceasta își dorea foarte mult să meargă la școală, fiind o fetiță adoptată, părinții, în urma bolii pe care a dobândit-o și din cauza căreia a decedat, în cinstea acestei fetițe au creat această școală. Da. Stimată doamnă directoare, ați obținut de-a lungul anilor rezultate foarte bune cu elevii. Spuneți-ne, puteți să dați câteva nume, nu multe nume, câteva nume de elevi care au participat la diferite olimpiade școlare, ați obținut rezultate deosebite la anumite concursuri, la concursuri la care, într-adevăr, la anumite discipline de învățământ ați obținut rezultate valabile. Ce ne puteți spune dumneavoastră? Mi-ar fi greu să vă dau acum niște nume, pentru că n-aș vrea să uit pe cineva dintre ei. Avem un dosar valoros, da, în care sunt consemnate toate numele copiilor cu toate rezultatele lor la diferite concursuri. Colegii noștri au participat cu copiii la olimpiade de chimie, de fizică, la concursuri de română, de matematică. Au ajuns până la faza națională la toate nivelurile. Mi-ar fi greu să dau un nume și să nedreptățesc, poate, pe cei care au fost elevii școlii noastre și poate eu acum nu-mi aduc aminte de numele lor imediat. Dar, dacă doriți asta, vă putem pune la dispoziție dosarul nostru în care avem consemnați copiii și dacă coborâm, o să vedeți că avem un panou de onoare cu toți elevii noștri buni. N-aș vrea să dau un singur nume, două, trei, pentru că ei sunt mai mulți, da, și n-aș vrea să ne îndreptățesc pe nimeni. Școala noastră, Liceul Tehnologic Brătianu, are o colaborare foarte bună cu primăria și Consiliul Local. Aceasta se vede și prin realizările care s-au făcut până în prezent, ca de exemplu, în corpul A. Avem șarpanta și partea exterioară a liceului care a fost zugrăvită. În interiorul corpului A, la parter, sala de sport, s-a făcut izolarea exterioară, s-a renovat și s-a zugrăvit și s-a pus podea specifică pentru sălile de sport. Tot la subsol, laboratoarele de chimie și de industrie alimentară și sălile de clasă au fost
renovate, au fost zugrăvite. Iar la parter avem sălile de clasă și holurile, cancelaria, care de asemenea au fost zugrăvite. În corpul E al liceului a fost zugrăvit exteriorul și s-a schimbat șarpanta la acoperiș. Sala de sport, care este în exterior, sala mare de sport, s-a zugrăvit exterior și s-a reparat acoperișul. Și de asemenea s-a zugrăvit în interior. Avem proiect pe fonduri europene, proiect depus de primăria pentru corpurile B și cantină, pentru repararea și dotarea cu materiale a acestor corpuri. De asemenea, cu ajutorul primăriei, care a fost cofinanțator, am putut participa la diverse proiecte europene. Și țin să menționez că școala noastră, împreună cu Liceul Economic, sunt singurele școli care au cartea verde, adică stagii de pregătire practică în străinătate pentru 5 ani de zile. Iar pe plan educativ avem un parteneriat cu primăria. Toate proiectele noastre educative legate de violență, de absenteismul școlar, sunt în parteneriat cu asistența socială, iar trebuia să se demareze un proiect anul acesta pentru la Batca, unde participau toate școlile, pentru reamenajarea acestui parc, dar din cauza pandemiei nu s-a putut. De asemenea, avem proiect în fiecare iarnă, avem un proiect caritabil împreună cu primăria și celelalte școli pentru numit Brăduț de Poveste, pentru activitățile, pentru strângerea de fonduri pentru cei care necesită acest lucru.